Fiți credincioși, a trecut de mezul nopții, s-a sfârșit exilul aici, într-o cămăruță din Arhiepiscopia Tomisului, coborând din acest paraclis micuț, dar frumos și plin de sfințenie, în biserica cea mare, în catedrală, ca să fim de acum față către față și iată să ne bucurăm împreună în rugăciune și în toate slujbele pe care le facem în catedrală, zilnic sau la alte biserici, cum vom fi astăzi la Biserica Sfinții Treierari. Să ne bucurăm Domnului și iată acatistul învierii Domnului îl vom săvârși în Sfânta Catedrală. Mergem să deschidem ușele bisericii care pentru mine au fost ferecate câteva zile după legile acestea pământești, nu cu logică, dar fiind de la stăpânire ca să dau pildă credincioșilor că mă supun și unor legi vremelnice care niciodată nu pot fi perfecte, pentru că numai Dumnezeu este perfect și legea Lui este a adevărului, iată vin acum spre Sfânta Catedrală. Vă mulțumesc că v-ați rugat, v-am simțit rugăciunea, dar v-am simțit și lipsa, pentru că păstorul fără oi nu poate fi împlinit. De aceea vă mulțumesc și sperăm ca de acum să nu se mai petreacă acestea. A fost ca tocmai în perioada când biserica a fost închisă frăților voastre credincioșilor și veneam și slujeam și gândeam că sunteți departe, că aproape ne sunt îngerii, dar cu sufletul erați la noi și noi eram cu sufletul la dumneavoastră. Să mergem așadar spre Sfânta Catedrală. Înviera ta, Hristoase, Mântuitorule, îngerii o laudă în ceruri și pe noi. Sure.